BCMU Pitești a pierdut primul meci de pe teren propriu cu SCMU Craiova din manșa tur a optimilor de finală ale Cupei României. Antrenorul gazdelor a dat credit jucătorilor folosiți mai puțin în campionat. Piteștiul a condus la începutul ultimului sfert cu 69-51, dar a cedat cu 77-81. S-a văzut foarte clar că a trebuit să improvizăm de fiecare dată. Acest lucru a ajutat echipa adversă, echipa care a jucat pentru ei a fost un avantaj acest lucru. Ei au doar 4 străini, joacă în această formulă constant. Din punctul meu de vedere, nu am arătat așa cum trebuia să arătăm. Indiferent de regulament, indiferent de ce se întâmplă. Da, este adevărat. Este foarte greu să schimbi de pe o zi pe alta modul în care joci. Pentru mine, pentru echipa noastră, este foarte greu să facem acest lucru. Da? Jucăm într-un fel în campionat și în alt fel aici. Sunt jucători care intră, trebuie să dea randament sau să nu dea randament. Și s-a văzut că, având un rol mai mare sau mai important în acest meci, am avut probleme. Chiar dacă echipa lui a pierdut acasă, Hristu Șapera crede că BCMU poate recupera diferența în returul de la Craiova. Vom merge la Craiova să câștigăm la mai mult de 4 puncte, vom merge la Craiova să ne calificăm. Nu va fi ușor, s-a văzut acest lucru. Craiova are o formulă de joc în care joacă constant, care este atipică și care nu ni se potrivește nouă, dar trebuie să găsim soluții. Trebuie să controlăm recuperările mult mai bine decât am făcut-o astăzi. Trebuie să fim mai agresivi pe coș, pentru că am aruncat foarte mult de 3 puncte și când a trebuit.